adunarea recentă prin dispoziția primarului numărul 235 din 15 veterinie. Sunt prezenți toți consilierii locali în funcție. Înainte de a trece la ordinea de zi, supun atenție procesul verbal al ședinței anterioare. Dacă sunt obiecțiuni asupra procesului verbal al ședinței anterioare, vreau să le formulați. Dacă nu se supune la vot procesul verbal al ședinței anterioare, cine este pentru? Unanimitate, mulțumesc. Vă rog pe doamna președinte să preia conducerea. Bună ziua! Proiectul ordinii de zi cuprinde 5 puncte, întrucât punctul numărul 5 se retrage și mai avem 6 suplimentări. Cine este de acord cu proiectul ordinii de zi plus cele 6 suplimentări? Trecem la punctul numărul 1, proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetățean de onoare al orașului Slănic Moldova, domnului profesor Eugen Stoica, inițiator economic Spațiu Gheorghe, primarul orașului. Bună ziua și bine ați venit la ședința ordinară a lunii decembrie 2021. Vă mulțumesc că sunteți toți consilierii prezenți. Am propus la punctul 1 să oferim titlul de cetățean de onoare domnului profesor Stoica și eu spun, doamna președintă, să-mi permite să-l invit în sală, pentru că este aici. Îmi trebuie informația să dau buletină de vot, pentru că regulamentul spune că se votează să nu vede. Fiind însoțit de domnul Vinică Munteanu, șeful arhivelor județului Bacău și un mare colecționar și suporter al Slănicului, prieten al Slănicului, domnul Petrică Done este de la ziarul Deșteptarea. Dacă, nu știu dacă procedura impune să cerem acordul prezenței însoțitorului domnului profesor, că domnul profesor este subiectul nostru și... Am dorit să spunem la voi dacă sunteți de acord ca domnul profesor să aibă un însoțitor. Doi însoțitori în sală. Și domnul... Și mai vin unul. Mai vin un însoțitor. Cine este pentru? Să mai vină cineva? Da. O să încerc să prezint eu în câteva cuvinte și mă ridic în picioare în special pentru momentul acesta, pentru că e o muncă de aproape mai bine de un an de zile, dar în ultimele 10-12 nu am muncit foarte mult și am ținut foarte mult ca această e un până la urmă, titlul de cetățean de onoare este cel mai înalt titlu pe care putem noi să-l oferim unei persoane din localitatea noastră. Am ținut foarte mult, domnul profesor, să primiți acest titlu din partea comunității din Slănic Moldova, pe care astăzi o reprezint, vremelnic o reprezint eu, pentru ceea ce ați făcut pentru localitatea noastră, prin ceea ce vă pricepeți dumneavoastră foarte bine, prin a aduna date și a le pune în cărți, de a le valora, de a ne aduce la cunoștință și a le oferi cetățenilor și turiștilor noștri. Acest moment este și un moment favorabil și prielnic, pentru că această enciclopedie pe care dumneavoastră ați lucrat-o, cu sprijinul nostru, dar este munca dumneavoastră și puțin dintre colegii noștri știu câte ocazii au fost, câte comunicare a existat practic în această perioadă, de câteodată de mai multe ori pe zi sau chiar și într-o oră de mai multe ori. Și
Am cerut foarte mult și am propus consilierilor locali ca dumneavoastră să fiți cetățean nostru de onoare, de astăzi încolo. Și eu o să am ocazia și mâine, dar astăzi vă mulțumesc mult pentru că ați muncit la această carte, pentru că ați făcut-o cu mare dedicare și profesionalism. Și pentru noi este o mare bucurie. Este un moment la care Sălim Moldova, de astăzi înainte, se poate mândri că are o carte în care sunt incluse aspecte vechi, dar mai ales aspecte noi despre localitatea noastră și recente. Adică ați adus în această carte și imagini și descrieri despre ce există astăzi în Sălim Moldova. Noi sperăm ca, nu an de an, dar măcar la 10 ani să se rescrie și să se reediteze sau poate sub altă formă anumite cărți despre localitatea noastră, pentru că noi suntem vremelnici, dar cărțile rămân și asta, desigur, va fi o mândrie a localității noastre. Vă felicit, domn profesor, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră, domnul Vidică Munteanu și domnul Vidică Done și prietena Slănicului, am spus-o și eu mai repet, și sper ca împreună să ne solidarizăm și să facem ca Slănic Moldova să fie cea mai frumoasă perlă, că perla Moldovei este, dar să fie cea mai frumoasă, așa, o nestemată între multe altele din țară și din străinătate. Vă mulțumesc mult și sper ca consilierii să fie de acord cu propunerea mea. Vă mulțumesc! Dacă sunt discuții la acest punct, vă rog, ca să vă rog. Mă arată asistență. Vă demachez. Vă demasc, pardon. Cornel ne cunoaștem de vreo 50 ceva de ani. Acum vreo două luni și ceva am sărbătorit 50 de ani de la terminarea liceului de Bohna. E adevărat, un singur an am fost eu la Târgu Bohna, spătoresc la clasă paralelă. Și am colaborat după ce am venit la arhivele din Bacău, în 77, Cornel, la foarte multe acțiuni ale dumneavoastră. Nu să spun, eu nu am făcut o statistică câte volume a tipărit, a scris prietenul și colegul meu Cornel, dar 44. Un număr impresionant. Este de departe cel mai bun istoric al Văii Turcii. Un profesionist, și o spun și cu ochiul critic, nu ochiul colegului, pasionat de istorie din frage de pruncie, a făcut o chestiune oarecum paralelă. Eu, în clasa a șasea, m-am hotărât ca să fac istoria, pornind cu idei mai devreme. Și ceea ce a făcut Cornel nu poate să fie dărâmat. Luându-l de la izvoarele Trotușului și izvoarele tuturor afluenților Trotușului până la vărsarea în Sirene, sat cu sat, vale cu vale, munte, deal, călcate de domnia sa. Și acum a venit rândul Slănicului. Nu este prima abordare a Slănicului, dar această enciclopedie vine ca un corolar și pentru domnia sa, dar mai ales pentru Slănicul Moldova. Și domnule primar,
felicitări dumneavoastră că ați cazul anul ăsta, parcă zicea cineva. Felicitări dumneavoastră și celor care locuiesc în Slănic. Și va fi și un instrument de lucru, dar și de informare pentru viitorii, actuale și viitori vizitatori ai Slănic. Vă mulțumesc și felicitări, poate. Cineva din sală, ca să fie doi în lucru. Păi, se poate, doamna. Thank you.
votul abținere atunci. Deci proiectul de hotărâre a fost adoptat. Acum să vă întoarceți și către cameră, fără mască. Fără mască, domnul primar, numai un pic. Da. Vă vreau să vă mulțumesc tare mult. Să le dea Dumnezeu sănătate, putere, da, și să aveți, să transmiteți, cum le-ați transmis și colegilor mei, și Cristi, și Milița, și toți sunt foarte motivați așa de modul dumneavoastră de lucru, de exigență și de profesionalism. Și noi vă dorim multă sănătate și vă promitem că ori de câte ori o să avem ocazie, o să vă invităm la evenimentele noastre și să am discutat de încă două cărți pe care probabil o să avem posibilitatea să le lucrăm. Și aici o să le spun colegilor de Boalez așa, o să fie una despre personalitățile ale stănicului, oamenii locului, adică acolo vom putea aduna toți oamenii care contribuie la dezvoltarea localității noastre, de la consilier local și alte persoane. Avem ingineri, economiști, juriști plecați în afară, dar care nu sunt trecuți, nu sunt o carte a slădicului, a baștinii noastre. Da, și una despre izvoare de apă minerală. Noi sperăm că în ianuarie să obținem licența de exploatare pentru prima dată la primărie și atunci anumite părți de aici, împreună cu licența și cu ce mai îmbunătățim până atunci, să figureze într-o carte despre izvoare, pe care mi-o dorim foarte mult, pentru că orice turist care vine să nu foarte groasă, dar să se poată informa și să afle despre prețul noastră. Vă mulțumesc pentru că vreau să vă spunea Dumnezeu să vă facă. Vă rog. Domnule primar, doamnelor și domnilor consilieri, mă simt onorat și vă spune că reprezint una dintre clipele care nu se vor uita până la capătul vieții. Am avut ocazia să trăiesc momente deosebite și acesta se înscrie în șirul acesta. Mi-aduc aminte că am avut emoții la fel de mari pe 18 decembrie 2009, când în aula Academiei Române, Arhiplină, după ce maestrul Radu Beligan primise premiul pentru întreaga carieră artistică, am primit premiul Eudoxe Urmuzache pentru cea mai documentată carte de istorie apărută în 2006, vorba de Enciclopedia Băietrotușului. Un an mai târziu, pe 9 mai, care era o zi cu triplă semnificație, Ziua Independenței, a Victoriei și Ziua Europei, în piațeta primăriei din Târgu Ocna, în fața a sute de concetățeni, s-a conferit titlul de onoare al Târgu Ocna. Astăzi este al treilea moment cu totul special în viața mea. Într-un fel, unesc părțile, pentru că Slănicu a fost partea Târgu Ocnei, în moșia domnească de odinioară a Ocnei. Așa încât, într-un chip fericit, cele două orașe se reunesc măcar sub pana unui istoric care vrea să reînvie trecutul cu ce a avut el mai valoros. De Slănic sunt legat de mai bine de jumătate de secol. Prima vizită am făcut-o părinții în vara
anului 1965, când părinții închiriau o casă în Târgu Ocna, după care Târgu m-a adoptat și am rămas elev, după aia profesor, 35 de ani la liceul din localitate. Mă bucur să reîntâlnesc din foștii elevi pe care am avut la liceu. Mă bucur că au avut cariere frumoase. Din sutele de elevi, foarte mulți elevi remarcabili, veneau din școli de Cădare Sfântului. Am avut ocazia să colind metru cu metru întreg bazinul Sfântului, alături de oameni avizați. Mi-aduc aminte drumețiile pe Șandru și pe toate cumile din Emira și toate cumile alăturate, alături de foștii șef de ocol silvic, Gărli Dascălu și Gărli Isaic. De la ei am învățat râu cu râu, pădure cu pădure, toate poveștile acestea. Am colaborat și cu mari biologi de la Bacău, Nicolae Baraba și ceilalți, care au cercetat zona aceasta. Primile rânduri despre Slănic le-am scris în 1995, când scoteam istoria Târgu Ocnei, pentru că spuneam începuturile Slănicului sunt legate de Târgu Ocnei și nu pot fi omise. După care, pagini și date foarte multe despre Slănic în dicționarul istoric al localităților Trotușene, Enciclopedia Băii Trotușului, Valea Trotușului, plin turistic vizual. Sunt, nu mai știu, și ediție în engleză și ediție românești, deci au curs despre Slănic. Poate puțin știu că am fost consilierul științific la revista Forst Turism, județul Bacău, revista aceea mare pe care am coordonat-o și am publicat mult material și ilustrativ și multe articole și multe ilustrate legate de Slănic. Și în volumele care au apărut, stațiunile băcăoane, oaze de sănătate și relaxare, în colaborare cu Dan Romus Buznea și cu Romil Botezatu. Și prima lucrare, să spunem noi, personalizată pe Slănic, este Slănic Moldova de odinioară, în cărți poștale ilustrate. Un album care a câștigat diploma în rang de medalie de argint la Filocarta București în 2016. După ce, doi ani înainte, în albumul mult mai grosus, mai consistent, Valea Trotușului de Odinioară, în cărți poștale ilustrate, unde rezervasem Slănicului 110 pagini, câștigase diploma în rang de medalie vermei mare, adică de aur, cum se numează vermei mare, la expoziția internațională de la Cluj-Napoca. Iar același volum câștiga la Chișinău premiul Arta Cărții, adică printre cele mai frumoase cărți care fusese expuse. Întâmplarea a făcut ca perseverența domnului primar să dea roade în final, după ce eu considerasem că am cam terminat și ar fi cazul să mă și odihnesc. După ce în 2020 am publicat Cartea de Aur a Eroilor de la Oituz, cu multe pagini care se referă la lupta de la Cereșoaia și sute de eroi pe care i-am recuperat din cei care au luptat pe culmele Cereșoaiei. Și ultimul volum din primăvară, Dicționarul Anilor de Seamă din istoria Târgovnei, am zis gata. După care m-a sunat un primul, atâta m-am gândit vreo săptămână și ceva. Am zis că dacă e numai despre apă, e bine ceva ușor. După aia am zis că o carte altfel poate are alt impact și merită pentru o stațiune de renume. Și așa s-a născut prima enciclopedie a unei stațiuni de renume din România. Monografii s-au scris, ghiduri și mai multe, o enciclopedie chiar deloc. Sper să devină o carte de vizită care să-și facă misiunea, așa cum și istoria ilustrată a orașului Târgu Ocna a călătorit
pe toate meridianele, până în Noua Zeelandă, până în America, până în Coreea de Sud și până în parte, în Dubai și mai nu știu unde. Rostul cărților este să călătorească. Să călătorească și să-și îndeplinească misiunea aceea de a apropia oamenii, de a transmite sentimente, de a te face să te bucuri de frumusețea unor locuri care te cheamă și care se constituie o invitație permanentă de a vizita și a revizita Slănina. Vă sunt onorat și vă mulțumesc încă o dată pentru această onoare care merită mai mult decât orice altă recompensă. Vă mulțumesc! Carte. Și vă mulțumesc, domnul Pitică. Vă vedem bine, bine. Ca să o să le ascultă și bine. Mulțumesc! Să poți să-l critici. Să aveți material didactic. Vă mulțumesc tare mult, sănătate. Puteți să vă retrageți. Nu avem alt obiect de pe ordinea de zi. Apoi vreau să vă criticăm și urmă. Da, mâine. Bine, mă zic bună. Sunt destul de criticat. Să nu credeți că scap. Înseamnă că sunteți băgat, înseamnă. Vă mulțumesc tare mult și... Doamna președinte, dacă îmi permiteți să spun câteva cuvinte, câteva precizări pentru cei care urmăresc materialul filmat. Suntem într-o perioadă grea din viața noastră de cetățeni, de întreprinzători. O perioadă în special grea din punct de vedere financiar și sanitar, ca sănătate, dar și financiar. În acest sens, propunerea mea este să nu creștem impozitele pentru anul 2022, respectiv ele rămân la nivelul la care sunt acum, pentru Valea Stănicului chiar n-au crescut în 5 ani de zile impozitele, pentru că încă n-am reușit să aducem un plus de confort, de calitatea vieții substanțial, pentru că un plus este, dar nu atât cât ne-am dorit noi. Impozitele pentru 2022 sunt crescute cu 4,8% pentru agenții economici, pentru că dumnealor plătesc pe baza unei evaluări pe care o fac asupra valorii clădirii respective și mai cresc la turiștii noștri, să spun așa, adică taxa de la recepție, taxa specială pe care o impunem și se încasează la recepție și taxa de parcare. Considerăm că evoluția localității noastre justifică ca turistul să plătească puțin mai mult, pentru că între timp am reușit să punem în funcție izvoarele și menținerea lor în funcție și întreținerea lor costă din ce în ce mai mult. De asemenea, parcul și salubritatea și toate celelalte funcțiuni pe care noi le oferim turiștilor s-au îmbunătățit substanțial și vrem să, așa este corect, beneficiarul întotdeauna trebuie să plătească. Nu vrem să împovărăm cetățenii noștri ca să sprijinim turiștii. Vrem să punem de la bugetul local și să oferim în același timp turiștilor condiții din ce în ce mai bune pentru ca ei să fie încurajați să vină aici. Dacă sunt ceva întrebări, vă stau la dispoziție. Dorește cineva să înscrie la discuție? Înainte să spun la vot amendamentul, vă spun
Da, este o propunere bazată probabil pe o logică de a îngheța toate impozitele, dar la nivelul meu, la primar, se întâlnesc toate nevoile. Și atunci vă spun că nevoile au crescut foarte mult în ultimul an, în special nevoia de bani. Adică, pe de o parte, vrem să dezvoltăm localitatea și avem nevoie de proiecte și fără proiecte, fără studii, nu ne primește nimeni la finanțare. Pe de altă parte, avem nevoie să îmbunătățim în stațiune infrastructura și atunci avem nevoie de resurse. Pe de altă parte, gândiți-vă că numai utilitățile, numai curentul electric este mai mult de dublu față de cât a fost anul trecut. De undeva trebuie plătite aceste obligații. Nu este 4,8% este mai puțin decât inflația pe un an. Noi ultimii 2 ani de zile nu am crescut impozitele la agenții economici. Respectiv, inflația este un criteriu de referință în ceea ce privește puterea de cumpărare a bani, pe care o are la un moment dat primăria și toți ceilalți. Și atunci trebuie să înțelegem mecanismul că am putea să, dacă înghețăm, să nu dezvoltăm localitatea, să nu o salubrizăm cum trebuie, să nu o iluminăm cum trebuie. Noi nu ne dorim să întrupem iluminatul public noaptea, să o facem altfel de economie. În acest sens, aș vrea să consider că punctul de vedere făcut de către consilierii PSD nu este un punct de vedere care ține cont de dezvoltarea localității, ci mai mult cred că ține cont strict de o imagine pe care cineva vrea să-și o facă prin acest punct de vedere. Dacă îmi permiteți, aș vrea să mai adaug și eu câteva cuvinte. Știu că săptămâna trecută s-a desfășurat online o ședință cu agenții economici și din cei 18 agenți economici care au participat la acea ședință, doar 2 și-au manifestat dezacordul față de ce ați propus dumneavoastră. Ceea ce înseamnă că agenții economici sunt în asentimentul dumneavoastră și știu că fără bani la buget nu se pot face investiții, iar investițiile acestea le aduc practic turiști. Știți foarte bine că Srănicul este într-un trend ascendent, anual foarte mult mai mulți clienți ne vizitează și eu zic că creșterea este justificată. Vă mulțumesc! Doamna președinte, mai vreau să fac o precizare, pentru că ne uităm și noi împrejur. La Târgu Ocna, impozitul, același impozit este 1,75 față de 1,5 la Stănii Moldova, cât am propus. Ba mai mult, pentru agenții economici care au sisteme din astea de autoservire, este 1,92. Adică, de ce alte localități au impus impozite mai mari, se referă strict la aceleași categorie. Adică acel impost îl plătește și hotelierul de la Târgu Ocna și restaurantul de la Târgu Ocna. Și acest criteriu trebuie luat în calcul în momentul în care comparăm. Că noi vrem să fie cât mai ieftin la sărit, dar ne dorim în același timp să facem cât mai multe lucruri. Vă mulțumesc! Când să trecem la vot? Da. Pentru început, cine este de acord cu amendamentul propus de echipa PSD? 6 voturi, da? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Restul. Până la vot, proiectul de hotărâre a fost mai inițiat, pentru că amendamentul nu a obținut voturile necesare să fie prezis. Și cu asta l-am inițiat.
proiecte pentru proiectul numărul 2 al ordinii de zi. Deci sunt 9 voturi pentru. Cine este împotrivă? 6 voturi împotrivă. Este adoptat. Numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea de contări în avetei cadrelor didactice care nu dispun de locuință pe raza orașului Slănic Moldova și își desfășoară activitatea în cadrul unităților școlare din oraș. Inițiator economic Maciu Gheorghe, primarul orașului. Am fost inspirat de votul precedent, dacă îmi permiteți să spun câteva cuvinte. Vă informez că naveta cadrelor didactice crește an de an datorită creșterii carburantului și altor costuri respectiv. Și această navetă se plătește tot din bugetul local, ca nu cumva să facă cineva vreo confuzie că primim noi banii ăștia de undeva. Asta doar așa, ca să ne mai amintim. Fondurile complementare și există un lege, educație. Doamna Tudoreanu, făceam referire la faptul că nu este același cost pe care l-am avut acum 2 ani de zile, pentru că dumneavoastră puneți acolo costul abonamentului, costul carburantului, care au crescut. Și nu e din acolo, deci nu au crescut acolo. Nu, da, dar apropo de cum, de unde punem banii ăștia? Nu e vina colegilor, dar creșterea aceasta trebuie acoperită de undeva. Era doar un exemplu de creșterea cheltuielilor primăriei. Adică aveți foarte multe costuri, să înțeleg, datorită navetei. Nu, și datorită navetei. Și datorită navetei. Adică și naveta s-a scumpit, ca să fiu mai... Ce putem face? Nu putem face decât spunem banii ăștia de undeva. Da, din punctul complementar și se înțelege că da, este de la primărie. Cine este pentru? Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării diplomei de onoare și plata unui premiu pentru familiile care au împlinit 50 ani de căsătorie neîntreruptă. Inițiator economist Maciu Gheorghe, primarul orașului. Discuții la acest punct? Cine este pentru? Este acceptat pentru cineva? Punctul numărul 6, întrucât punctul numărul 5 s-a scos de ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru funcționarea unor utilaje aflate în administrarea Serviciului Public de Salubrizare Slănic Moldova. Inițiator economist Maciu Gheorghe, primarul orașului. Discuții la acest punct? Cine este pentru? Alegerea președintelui de ședință în cadrul Consiliului Local al orașului Slănic Moldova pentru o perioadă de cel mai 3 luni calendaristice, începând cu luna ianuarie 2022. Aș vrea să formulați propuneri. Aș vrea să-l propun eu pe domnul Ciobanu, din partea partidului. Ciobanu este în Consiliul de Administrație. Este vorba de președinte Consiliul de Administrație, este direct de școli. Alte propuneri? Cine este pentru domnul Ciobanu ca să fie președinte de ședință? Unanimitate. Evaluare și asigurarea calității în unitățile de învățământ la universitate de pe raza orașului. Vă rog să formulați propuneri. Vă rog. Eu o să propun pe doamna Puțan. Am înțeles. Alte propuneri?
Eu doresc să propun pe doamna... Are contractul de la toamnă? Nu, nu este compatibil. Da, și de la toamnă... Dacă ar avea contractul în funcție, nu este compatibil. Dacă doamna a mai fost un an, considerăm că a cumpătat experiență. Mă rog. Eu o să vă propun pe doamna Alina. Este în Consiliul de Administrație a Școlii și nu poate să aibă două funcții. Nu mai sunt începând de astăzi. Cum? Nu mai sunt începând de astăzi. O să vă spun. Unde este? La școala de Rusu? Da. Oricum rămâneți până nu aveți aprobare și asta trebuie să mai știți. Legea spune că ai 30 de zile la dispoziție ca să-ți clarifici o incompatibilitate respectiv. Nu stabilesc cât am la secretar general. Da, dumneavoastră are opțiunea să aleagă. Dacă ar fi votat. Demisia este actul dumneavoastră ei și știu, nu trebuie să... Știu că este actul dumneavoastră, da, știu, mulțumesc frumos. N-a văzut-o, nu? Păi nici eu n-am văzut demisia, că da, acum am ajuns direct aici. Dar dacă o vedeați, v-a ajutat la ceva? Nu, dar aflam despre ea, m-a aflat, dar ce mă uitam, nu cred că m-a ajutat sau nu, cred că nu o să fiu împotriva voinței voastre. Se pare absurd. Aș dori să trecem la vot. Cine este pentru doamna Puțan? Aveam grijă, doamna președinte, să pun votat. Îmi asum orice vot, să știți. Da. Atenție la vot. Dacă doamna botezată este în perioada de 30 de zile până să ia o hotărâre, cum poate candida? Doamna, încă este în Consiliul de Administrație, nu trebuie să dăm o decizie, să așteptăm. Adică foarte simplu. Da. Poate, candida și, poate candida și să nu treacă. Adică candidatura pentru o funcție nu, care ar fi incompatibilă în momentul în care ajungi la ea. Ei, doamna este în Consiliul de Administrație. Noi trebuie să luăm act, domnul, știți? Noi trebuie să vă facem o adresă. Așa. Da, trebuie să mă întâlnesc în Consiliul Reprezentativ al Părinților. Așa. Și apoi, după aceea, să vă dăm decizia dumneavoastră. Deci nu se face uite așa pe experiență. Doamna, 24 de astăzi, o după ce doamna consilier botezatul a obținut votul consilierilor, are la dispoziție 30 de zile să-și clarifice situația. Timp de 30 de zile vine și la Consiliul de Administrație și la Consiliul de Calitate. Bun, doamna secretară. Nu știu dacă poate reuși o poate mai da. Și poate să nu vină la niciunul dacă este o problemă. Dar când seara că și-a dat demisia, nu va mai merge la Consiliul de Administrație. Pentru că nu depinde de decizia Consiliului de Administrație. Demisia a mai dat-o și asta este dorința dumneavoastră. Nu înțeles nimic, deci dintr-o este unii de la de personal. Știam și eu. Deci proiectul de hotărâre a trecut cu propunerea la Comisia de Evaluare a Calității să fie doamna botezată Alina Gabriela. Trecem la punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind declararea unor bunuri ca fiind de interes public local și pentru introducerea lor în inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al orașului Srebrenica Moldova. Discuții la acest punct? Cine este pentru? Unanimitate, da? Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al unității administrativ teritoriale a orașului Srebrenica Moldova. Discuții la acest punct? Cine este pentru? Se abține cineva? Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri destinate închirierii în ordinea de prioritate, în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri construite prin programul ANL.
Cine este pentru? Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind actualizarea listei obiectivelor de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul local pentru anul financiar 2021. Cine este pentru? Vă mulțumim, sărbători fericite tuturor, declar ședința închisă.